dacă aș fi reușit să dobândesc competențele necesare și un job la vârsta mea, dacă nu mă înscriam în acest program. Se pune foarte mult accent pe lucrul în echipă, un ajutor de săvârșit, de care ai nevoie mai ales dacă te afli la începutul carierei tale. Am înscris la cursurile organizate de Digital Nation pentru a realiza site-ul școlii la care lucrez. Voi încerca să integrez cât mai mult astfel de materiale pentru partea teoretică și, ca exemple, pentru partea practică. Am urmat cursul Learn to Code Level 2 și, în urma acestuia, am reușit să obțin un rol de front-end intern pentru Accesa. De curând am și acceptat provocarea de a lucra permanent pentru ei. Știm cu toții că interviurile, mai ales pe zona tehnică, nu sunt povești, nu? Interviurile tehnice sunt foarte specifice. Pot spune că pe parcursul acestor 3 luni am avut parte de prieteni din toate colțurile României. Atât stima mea de sine a crescut, cât și nivelul de pregătire pentru un interviu în domeniul IT. Știm cu toții cât de greu este să găsești candidați pasionați, potriviți și mai ales bine pregătiți. Am cunoscut mai mulți absolvenți Digital Nation, 2 dintre ei ne sunt în momentul de față colegi în Accesa și suntem foarte mulțumiți cu pregătirea lor și cu entuziasmul cu care au pornit la drum. Cea mai importantă provocare pentru mine a fost și este în continuare să găsesc resursele umane necesare pentru a livra la o calitate bună proiectele clienților noștri, dar și a construi propriile produse digitale. Am apelat la ajutorul lor și așa l-am identificat pe Robert, al cărui profil se potrivea cu nevoile noastre, angajându-l astfel ca developer în cadrul companiei.